hotărâre din au ridicat ștacheta atât de sus încât mie mi-e foarte, foarte greu, având în vedere că sunt și sculptori. Colegul Paciolano a vorbit super, domnul profesor Vedescu a fost deasupra noastră și am foarte multe emoții. Când s-a pus problema să facem această seară, m-am gândit ce aș putea să mai spun despre Brâncuș. V-aș spune mai întâi un gând. Mi-a fost dat să particip la simpozioane internaționale, tabere de sculptură, unde, sincer vă spun, alături de ceea ce s-a întâmplat, corul care mi-a dat un anume simțământ pe care l-am simțit în străinătate. L-am avut pe Brâncuș lângă mine, de fiecare dată, și obligațiile erau atât de mari, ne apăsau. Dar când am venit în contact cu colegii profesori și sculptori, dar mai ales sculptori din alte țări, îi vedeam că se îmi dau binețe, i-au dat binețe deosebită și aveau un respect extraordinar. Și colegul poate să poftez. De ce? Acest mare, acest genial artist român ne-a creat o stare în lume. Numai când ești artist poți să-ți dai seama de lucrul acesta. Pentru că lumea te se uită la tine, te urmărește. Și acum să trec la materialul care l-am pregătit. Am vrut mai întâi să caut niște citate care să fie cât mai expresive în ceea ce privește un portret făcut lui Brâncuș, o descriere. Eu nu l-am cunoscut decât din fotografii și din scrieri. Apoi, el a fost un mare dascăl. Atelierul a fost deschis. Iarăși, am ales un citat să vedem cum s-a purtat el ca dascăl. După care, voi spune câteva cuvinte despre tehnica care a îndrăgit-o cel mai mult. Mă gândesc la ciupirea directă. Mie îmi place foarte mult bronzul și lui i-a plăcut. Dar cel mai mult ne simțim bine când ciupim. Suntem adevărați sculptori și acele câteva cuvinte pe care le voi reaminti, le voi reciti spuse de el, o să mă ajute foarte, foarte mult. Despre Brâncuș s-au scris și se vor scrie multe pagini, fiind un refer în arta modernă. Pentru el, sculptura a fost un înger. Ce l-a ridicat deasupra tuturor, l-a ocrotit și l-a însoțit pe drumul veșniciei împlinite. Drumul parcurs fiecare etapă în parte poate fi asemănat cu drumul crucii. N-aș vrea să greșesc. Singur și-a purtat crucea destinului. Sunt convins că a avut un contact permanent cu Dumnezeu, pentru că nu s-a avut niciodată de la tradiție. Modul de viață al țăranului care știe când și cum să-și orânduiască munca, să se îmbrace în straie înalbite pentru a face rugăciunea sau pentru a primi oaspeții. Acestea au fost reperele.
Prin mărturile lăsate, el îi se destăinuie în acest sens. Germenii genialității, germenul genialității i-a dat putere și lumină. L-a scos dintre noi, dintre toți care erau pe atunci deasupra. Creația lui asemănându-se cu cea supremă, divină. Departe, prin bag fiind, a știut ce are de făcut în toate. Și apoi drumul folosindu-se de toate mijloacele ce le-au avut la dispoziție, arhaice sau moderne. Ea, meserile deprinse cu voie sau împins de nevoi, i-au venit în întâlnire. Astfel și-au rânduit ideile în forme, iar viața lor forma trăită în simplitate. Simplitatea lui atingea măreția. Brâncuș este, printre oamenii moderni, cel care iubește cel mai mult viața, spune Henri Verotier. De asemenea, pentru că mi-a plăcut foarte mult citatul de criticul de artă Mircea Teac, acesta vine și completează. Ca om apare plin de contradicții, uneori modest și rezervat, binevoitor și prietenos, calm și predispus spre filozofie. Alteori, malițios și ironic, mai mult cu haz decât sarcastic sau răutăcios, chiar sus, arțăgos și deloc comod, acoperindu-i cu injurii pe negustorii care, sau colecționarii epistemologi, veni să-i cumpere lucrările. Referitor la Brâncuș, pedagog, în ianuarie 1966, Irina Codreanu scrie un articol Ucenicie la Brâncuș. Acesta sună astfel. Brâncuș ne-a poftit în atelierul său din Ampas Rosen, contactul în fine direct cu opera maestrului ne-a făcut o impresie enormă. I-am cerut, cu mai înainte i-a cerut Mița Pătrașcu să lucrăm cu el. Mai întâi a refuzat, zicând așa glumesc și galant cum era, că pe un ucenic el trebuie să-l poată și toate. Pe fete frumoase ca voi, nici cu o floare n-aș îndrăgni să le ating. Normal că a glumit. Însă, cum noi, tot insistam să ne accepte ca elele, el a găsit un compromis. El ne-a dat nume de băieți ca să poată fi sever cu noi, ucenici. Pe Sanda Chesă o chema Petrică, pe Margareta Costanceanu, care și ea venea câteodată să lucreze cu Brâncuș, o chema Mihalache. Iar mie îmi zicea Costică. În felul acesta putea fi cu noi maiastru când era nevoie. În ceea ce privește calitatea sa de dascu, o putem caracteriza prin generozitate, prin nevoia de a-și împărtăși din experiențele acumulate de el, în ucenicile făcute și pe drumul parcurs. Avea o reținută responsabilă. Continui cu citat. Ne-a învățat tehnica sculpturii directe în piatră și lemn, tehnica părăirii bronzului. Ideile și le exprima cu simplitate și plasticitate omului de la țară, le formula în axiome, colorate de imaginația sa bogată și plină de previziuni, improvizații neprevăzute. Brâncuș ne-a dat sensul adevărat al blocului de piatră, de marmură, al trunchiului de lemn, adică ne-a învățat că trebuie să respectăm forma pe care natura sau întâmplarea au dat-o materiei și plecând, deci de la această vârșie, să-i găsim structura sculpturală adecvată. Ne-a mai învățat echilibrul pe care poate da un bronz fața sa polisată, dar și toate pericolele ce pot decurge din această artă a polisajului. Aceasta putând pune în evidență imperfecțiunea unei linii, unei curbe, unui volum al bronzului astfel tratat. Referitor la sculptură, am selectat ceea ce spune el.
În primul rând, sculptura trebuie să reprezinte un obiect făcut pentru dezmierdarea oricului. Un obiect pe care mâna celui care o contemplează, instinctiv, dorește să mângâie. Și multe altele ne învăța, toate cu vocea sa de patriarh, plină de duh și de înțelegere. Deci a fost acest articol, o parte din articolul scrisă de colega noastră în ale sculpturii, Irina Codreanu, care a fost ucenic. Aș vrea să continui cu un citat din Herigul, care spune: de la gotici încoace, sculptura europeană a fost năpădită de ierburi rele, de tot felul de excrescențe care au acoperit cu totul caracterul formei. Brâncuș a fost acela care a eliberat sculptura de tot ce era de prisos și ne-a arătat conștiința formei pure. Pentru a atinge acest cel, Brâncuș s-a concentrat asupra formelor simple și directe. Opera lui Brâncuș, în afară de valoare ei proprie, are o importanță istorică în dezvoltarea sculpturii moderne. Acest mare sculptor englez și el, la rândul lui, a trecut pe la atelierul lui Brâncuș și cred că a luat puțin în minte și în tot ceea ce înseamnă tehnică, tehnicile în sculptură și modul de a gândi formă. Trecând prin școli care au avut un program axat pe deprinderea modului de înțelegere a figurativului clasic și neoclasic, preluarea și prelucrarea lui în contextul doctrinei impresioniste și nemai având niciun secret acest mod de a face sculptură bazată pe impresie, senzație. El spune: ajunsesem să fac 3 sculpturi pe zi, la fel ca și Rodin. Deci, drumul era cam epuizat. Va trece la sculptura care are ca fundament rațiune. Continui cu un citat sau ceea ce a spus Daniel Rousseau, pictorul francez, când a văzut rugăciunea lui Brâncuș: tu ai transformat anticul în modern. Vreau să dau citire câtorva cuvinte spuse de marele Brâncuș. Înăuntru fiecărui material se află ființa pe care sculptorul o visează și o dorește și pe care, datorită tăierii directe și contactului direct cu blocul de lemn sau de piatră, o va scoate afară, o va elibera într-o existență cu adevărat vizibilă. Colaborarea intimă dintre artiști și materialele folosite, precum și pasiunea care unește bucuria meseriașului cu elanul vizionarului, îl aduc pe rând la esențializare, la forma ideii în sine. Tot Brâncuș a spus. Dacă îmi permiteți, ca să pot să discut despre tehnicile sculpturale și mai ales despre cioplirea directă, peintura directă, cum spune el, am câteva desene pregătite pentru, mai ales pentru studenți care sunt ucenici în ale artei, pentru a vedea, de fapt, de ce el îndemna în permanență la această tăietură directă. Am pregătit aceste portrete, dar
pentru că ele au fost parolate, am crezut de cuvință ca să nu le mai repetăm și să lăsăm înainte. Mai deci, la bun. Mai întâi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ciopirea indirectă. Ciopirea indirectă este acel proces de a, prin intermediul căruia putem obține o sculptură, pornind de la un model. Acest model trebuie confecționat dintr-un material mai dur. De obicei se modelează, se dă naștere la formă în lut, după care forma care rezultă se toarnă în ipsos. Acest ipsos este modelul pentru meseriașul ciopritor. Nu e obligatoriu ca sculptorul, artistul să execute această lucrare. Aici avem în imagine aparatul din intermediul căruia se iau repere, puncte de pe model și cu acest aparat și alte aparate folosite în acest proces se trece la degroșat. Munca este destul de anevoioasă și implică meserie. Acestea sunt alte aparate, cadrul și compasul, și sunt mult mai multe aparate care sunt folosite în această tehnică de transpunere a modelului în materialul finit. Am ales două imagini ale lui Rodin. Sunt două sculpturi care au fost transpuse în această tehnică. De ce am ales Rodin? Pentru că Brâncuș a fugit de el. Rodin n-a ciopit niciodată. El a modelat. El a făcut modelul și dacă veți merge și vă doresc la Paris și vă rog să vizitați Muzeul Rodin, veți vedea modelele din ipsos stocate, modele care au fost folosite de meseriași pentru a obține aceste lucrări finite. Deci, încă o dată spun, Rodin nu a ciocrit. Brâncuș s-a ridicat împotriva acestei tehnici pentru că devenise o tehnică industrială, pentru că prin această tehnică se pot obține foarte multe, nu variante, copii, și atunci valoarea piesei nu mai este cea care am văzut-o, o are o lucrare a lui Brâncuș. Trecem la tehnica spre care ne îndreaptă în permanență Brâncuș, ciopirea directă. Avem în față trei pietre. Le-am ales pentru că fac parte dintr-o ediție a simpoziumului de sculptură brâncușiană. Sunt începute de un coleg care, bolnav fiind în simpozion, după 3 luni de zile a decedat. Această amintire și această readucere în public este un omagiu pentru că a fost coleg, pentru că am trăit împreună vremuri frumos în ale sculpturii. După cum vedeți, sunt începute. Blocul este așa cum a fost extras din carieră. Nu există pentru artist o machetă sau un model. Este aici.
Iar el, cum ați văzut pe acest genial brâncușcăr, și-a făcut toate piesele pentru acel șemineu, procedeul pe care l-a folosit și l-am văzut cu flexul mână, fiind că nu, în ziua de astăzi nu poți să folosești numai șpițul, dalta, gradina, toate sculele clasice, apelez la cele moderne, electrice. Și l-am văzut și pe el că le-am folosit. Deci, forma este căutată, pornită, pornind de la blocul care îți dă și care te obligă să te apropii, să-l înțelegi și să scoți din el exact ceea ce ți-ai propus. Forma care are o anumită idee. Ea trebuie să cuvânt. Aceasta este prelegerea despre tehnici. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte și citesc ca să meargă mai repede despre cum l-am găsit eu pe Brâncuș, acolo, la el, și sunt cuvintele care, sau cu care eu m-am întors în țară și le port de fiecare dată. Mi-am dorit întotdeauna să ajung să-l văd la el acasă. Numai când barierele au fost ridicate și a fost posibilă raportarea noastră la el, evenimentele ce se petreceau în alte luni, am avut șansa de a fi selectat la o acțiune artistică și astfel dorința s-a împlinit. Starea financiară pentru a face acest drum nu avea. Iar încrâncenarea lui Brâncuș de a lua în piept lumea, mai bine zis, în primă fază, pe jos, pentru a parcurge acest drum, sincer, nu am avut. Era vară. Parisul primitor, forfotea de oameni de toate culorile, veniți cu treburi sau la fel cum eram și eu, după satisfacția lucrurilor înfăptuite, în vizită, relaxați și doritori de a-i descoperi tainele într-o plăcută promenadă. Plăcută a fost clipa când, în care mi-a apărut căsuța atelier, m-a așteptat cu porțile deschise. Nu a fost nevoie de nicio legitimație ce trebuia să ateste vreo legătură cu Brâncuși. Și nici să mă las vămuit. Cred că mi-ar dori pe toți lângă el, stipulând în testament că lasă tot ce îi aparține națiunii franceze, cu condiția ca această micuță chilie, spațiu de reculegere și trudă în care și-a desăvârșit marea parte a operei, să aibă intrarea liberă. Era prezent. Dincolo de liniștea șternută de timp, el se află printre contemplatori, șoptindu-le despre menirea artei și artistului, cum se poate naște o sculptură, despre semnificațiile fiecărei lucrări în parte, despre cum să îți confecționezi cele necesare pentru a-ți duce la împlinire ideile. Și un oftat apăsător a fost scăpat. Un trecător. În semn de ușurare că în sfârșit a putut să înțeleagă spusele. Nimeni nu va putea înțelege atelierul din Paris fără călăuzirea mea. Spațiul lăsat este un sanctuar. L-am simțit ca pe un chivot pe care îl port în suflet cu toată încărcătura nestematului lăsată de el. Și prin vorbe șoptite, el ne spune: intrați! Este așa cum vă puteți aștepta, este liniștea. Intrați, veniți, fără vă invitați.
Eu merg pe drumul meu, un drum foarte lung, ce va fi urmat într-o zi. Însă nu știu cum. El se încrucișează, el se întâlnește cu al dumneavoastră. Apoi, împreună, schimbăm o vorbă. Iar dumneavoastră veți continua calea dumneavoastră și eu, amen. Acest atelier putea fi undeva în România, dar efortul ar fi fost prea mare. Însă, o parte din lucrările de artă selectate și poate o rânduite chiar de el, într-un spațiu ce trebuia să-i fie pus la dispoziție, purtându-i numele, era o variantă posibilă. Dar n-a fost să fie așa. Pentru că mentalitatea noastră este de delăsare, de a nisipi sau de a nu ține seamă de realizările unor semeni care, numai printre strădanile proprii, ne-au impus valorile cultural-naționale în lume. Refuzat de autoritățile române, în final a semnat acest testament despre care am spus, atelierul, chiar dacă a fost rământat de câteva ori, există, ne așteaptă și ne primește în atmosfera ce respectă valoarea intrinsecă a acestui genial sculptor român. Aș dori să, despre atelier, să închei cu un citat din L'Express, din 5 aprilie 1962, este al jurnalistului Schneider, care spune: acum 5 ani dispărea cel mai mare sculptor al vremii noastre, Constantin Brâncuș. La moarte a lăsat țării care l-a primit o jumătate de leac, care l-a primit o jumătate de leac în urmă, un dar incontestabil, atelierul său și sculpturile sale pe care le strânsese acolo timp de câțiva ani, reprezentând cam vreo 2/3 din creația sa. La drept vorbind, Parisul n-a făcut mare lucru pentru a merita acest privilegiu. Cinstit în străinătate, Brâncuș a fost neglijat de orașul său adoptiv, cu excepția câtorva țări din Europa și America. În Franța, statul s-a arătat în privința lui fidel vechiului principiu, prea indiferent când ar fi trebuit să-l descopere, prea sărat atunci când era consacrat și ajuns la preț. Cam asta s-a întâmplat cu Brâncuș și nu numai cu el. Vreau să închei spunând și la rândul meu să aduc un omagiu altui mare sculptor român care la fel a murit la Paris, George Apos. Și el a trebuit să ia calea Grimegiei, să plece la Paris. Nu știu unde îi sunt lucrurile, pentru că le-am văzut într-o retrospectivă superbă și cam atât. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre omagierea care a avut loc de-a lungul anilor. Era în 2001, am fost invitat la prima ediție a simpozionului Temerii de Sculptură Brâncușiană. Acest simpozion se derulează încă în fiecare an, se mai adaugă câte o ediție. Am selectat câteva fotografii după lucrările făcute în acest simpozion sau aceste ediții. Nu am avut fotografii decât în primele 2 sau 3 ediții și îmi cer scuze că n-am putut să prezint și fotografia colegului Vlad Ciobanu, care și el la rândul lui a participat la acest simpozion și într-adevăr a făcut o lucrare superbă și felicit. Ceea ce doresc să spun despre această manifestare
a devenit o manifestare internațională. La prima ediție au participat și artiștii japonezi. Nu vă spun că Brâncuș este un Dumnezeu pentru acești japonezi. După ce s-a încheiat simpozionul, a plecat o mare expoziție care a fost deschisă în Japonia cu posterele promovate de la domnul Oroveanu pentru a, postere am spus, pentru a prezenta această viață și operă a marelui Brâncuș. Mulțumim. Cam atât am avut.